iată ne suntem în Joia Mare, o zi unică în an, o zi specială cu o încărcătură sufletească deosebită, ultima zi sau ultima seară pământească pe care Mântuitorul Iisus Hristos o petrece alături de ucenici și de prietenii săi. Ultima seară pământească ce o petrece într-o atmosferă copleșitoare. Domnul Hristos nu-și încheie misiunea pământească în forță, ci și-o încheie atât de uman. Cunoaște în această seară joia, cunoaște și experimentează toate stările pe care noi oamenii le experimentăm și le trăim în viața noastră de zi cu zi. Într-un mod și într-o ordine cronologică, Domnul Hristos în această seară intră cu 12 apostoli, cu 12 prieteni în care și-a pus toată încrederea, dragostea și prețuirea sa. Și la finalul cinei va ieși doar cu 11. Domnul Hristos trăiește, spuneam, cu o intensitate de plină această seară în care nu face altceva decât ceea ce a făcut întotdeauna. Este seara slujitorului, seara slujirii de pline. Și a plecat dragostea și mâna în toată perioada care a activat asupra tuturor oamenilor. Le-a tămăduit borile atâtor. Ba mai mult, acum câteva zile, l-a înviat pe Lazar din morți. Ce să mai fi făcut unei omeniri care declara într-un mod de plin că l-așteaptă pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu? Cu ce să-i fi lămurit mai mult decât cu tot ceea ce putea prin dragostea și prin mărinimia inimii pe care o avea? Domnul, în această seară, pornește pe drumul acesta de a dovedi lumii, nu doar din vremea sa, ci și nouă, că mai mult decât să-L dea viața, nu are ce să ofere umanității. Ne vine greu să înțelegem acest lucru. Înțelegem și pricepem greu cu mintea că Hristos vine să instaureze o altă lume. Nu o lume a dreptății pe care o revendicăm toți. Toți ne dorim o lume dreaptă și corectă. Ci Hristos vine să instaureze o lume a dragostei și a jertfei. Fugim toți de jertfă. Ne este grea viața de multe ori. O înțelegem și o tărmăcim ca pe o cruce grea. Dar Hristos ne spune în această seară și ne arată cu propriul Său exemplu. Nu ne vorbește doar despre principii ale jertfei, ci ne-o arată El însuși, prin drama atât de umană pe care o trăiește. Spuneam că intră la cină și cina cea de taină este, așa cum este denumirea sa, o taină. Cum să intri la cină și să mănânci alături de un om care știe câteva vine peste delicioasă? Care dintre noi ar avea această putere și această tărie sufletească? Să stai la masă cu un om care știe că îți face rău și îți va face rău și să nu-i cerți, să nu-i reproșezi. Domnul Hristos, la intrarea la cina cea de taină, face un gest copleșitor. Dramatic, ar spune. Se pune în genunchi și le spală picioarele tuturor. Ce dovadă să ne aștepte lumea când El Hristos spune: oare înțelegeți voi ce am făcut eu? Voi spuneți că eu sunt Învățătorul și Domnul vostru și așa este. Dacă eu am făcut așa, tot asemenea să fac
Ce lecție teribilă, dragii mei, de predă Hristos în fiecare joi mare. Și se pare că înțelegem atât de greu. Pentru copleșit, iată, acest personaj fabulos din Evanghelie, copleșit de gestul Mântuitorului, îi spune, Doamne, nu te vă lăsa să scrie picioarele. Iar Domnul îi spune, dacă nu-ți voi spăla picioarele, nu vei avea parte de mine. Iar Petru zice, Doamne, atunci spală și capul. Iată acest gest pe care Domnul îl face ca ceilalți să învețe. Să învețe că a sluji pe celălalt este mai presus decât a fi sau a avea o funcție sau un statut. Vrei să fii cel mai mare, așa cum exclamă Domnul Nebunilor, înaintea tuturor. Fii slujitorul lor. Fiecare dintre dumneavoastră slujiți într-un mod anume. Acolo unde vă trăiți viața, vă slujiți familiile, îi slujiți pe cei dragi. Să nu o faceți pentru răsplată, să nu o faceți ca ceilalți să vă mulțumească. Să nu o faceți ca să așteptați mulțumire și recunoștință, ci să o faceți din dragostea aceasta pe care Hristos a făcut-o în această seară. Cina cea de taină culminează cu instituirea unei minuni pe care noi toți împreună o trăim duminică de duminică. La cina cea de taină, Domnul Hristos instaurează Sfânta Euharistie. Luați, mâncați, acesta este trupul meu și beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu. Câtă dărnicie, dar peste dar, sau cum spunea Părintele Nicolae Steinhardt, câtă boierie din partea lui Hristos să ne ofere permanent această cină din joia mare, să o trăim în fiecare duminică. Nu ne treabă nici dacă suntem vrednici, nici dacă suntem meschini, ca și Iuda, nici dacă suntem neîncrezători, ca și Petru, ci ne oferă această cină și această posibilitate de a trăi această joie, această cină cea de taină în fiecare duminică. Copleșitor gestul lui Hristos și totuși atât de greu ne vine să-L înțelegem și să-L trăim.